Salutare! Dacă v-ați uitat la episodul de săptămâna trecută, știți că episodul de săptămâna asta urmează să fie continuarea, partea a doua, practic, a episodului înregistrat pentru săptămâna trecută. Așa că astăzi vom discuta despre problema grea a apărării naționale, așa cum este ea tratată în capitolul din Mașinăria Libertății de David Friedman. Și înainte de a continua practic episodul, o să vă rog jos în descriere să dați un like ca să se răspândească acest video în algoritmul lui YouTube. De asemenea, jos aveți un buton de subscribe dacă vreți să mai aflați de noi, să mai vedeți și alte episoade, să fiți notificați când apare un nou episod. Lângă butonul de subscribe e un clopoțel pe care puteți să-l clicuiți acum. Și de asemenea, le mulțumim donatorilor noștri. Puteți, dacă vă doriți să deveniți unul dintre ei, găsiți jos în descriere niște link-uri către conturi de cripto sau Patreon. Bun. Hai să rupem și ultimul capitol. Asta e. Problema grea a apărării naționale. Asta e carne. Ah, stai că vreau. Stai, mai e ceva? Da. Zi. La perfecțiunea umană, uite, vreau ca pe drum. Argumentul lui Mises bate argumentul stimulentelor. Care era argumentul stimulentelor? Și care există și azi? Ce așteaptă lumea? Socialistul la bun. De ce trăim într-o lume rea? Pentru că ciulacul e un enerotip. Trebuie să vină un om mai bun, știi? Argumentul lui Mises împotriva comunismului e că duce la sărăcie și că e disfuncțional sistem pentru că n-ai prețuri. Deci poți avea și îngeri la butoane, nu e. Ori mi se pare că Friedman ignoră chestia asta. Nu contează bunătatea liderului a populației. Știi? Este suficient o chestie de asta structurală. Dacă tu n-ai prețuri în comunism, e irrelevant că ea sunt bun sau răi. Sărăcie oricum rezultă și cu ungeri. Nu, zice. N-ai zice că asta zice Friedman. Păi Friedman zice că e mai bun dacă ai perfect. N-ai zice că sărăcia rezultă și cu ungeri. Cum să nu rezultă? Pe argumentul calculului economic, da. Așa, îngerii da. Nu au nevoie de economie. Asta e argumentul lor. Îngerii nu au nevoie de munca. Disponibilitatea pentru muncă este ea însă și o resursă o resursă limitată. Îngeri în sens de oameni buni, nu în sens că nu mănâncă, nu în sens că ființe care nu mănâncă. Da, nu sunt ființe. Nu au prețul, asta e ideea. Sfinți. Așa. Da, da, oameni sfinți, ca să zicem, sfinții mănâncă. Ideea e că e chestia asta. Mai țin și post. Știi, de ce e important asta? Pentru că noi căutăm socialismul bun. Mizez, nu mai căutați. Da. Nu mai... Am demonstrat aici argumentele că argumentele sunt structurale, știi? Nu, da, mie se pare de Ciolacu sau Dragnea nu apar acolo. Mie mi se pare că răspunsul este la fel de puternic. Adică nu, pentru că tu tocmai asta spui că... Mi se pare că e alt argument. Cu sfinți n-ar merge socialismul. Asta încerc să-ți explic. Argumentul pe care îl face Friedman aici nu este că ar merge cu sfinți, este că ar merge cu îngeri. Cu îngeri poate ar putea să meargă, dar oamenii nu sunt îngeri. Nicio religie nu poate să acceadă la statutul de înger. Aha. Uh-huh. A, ce chestie, da, ok, să zicem. Mă rog, mi se pare că diferența de asta de paradigmă, știi, între Chicago, școala austriacă și că nici îngerii nu te... Ei se văd că... Nu te salvează. Deci folosești înger în sensul că da, nu mai ai nevoie de nimic. N-ai mai avea nevoie de prețuri dacă tu n-ai nevoie, dacă tu ai resurse nelimitate. De ce dacă ești înger? Dacă tu ai resurse nelimitate, n-ai mai avea nevoie de prețuri. Suntem de acord cu chestia asta? Da. Ok, îngerii nu consumă mâncare și funcționează pe baza unei disponibilități nelimitate de muncă. N-au nevoie de somn, n-au nevoie de nimic. Tind să cred că nu are asta în vedere prin îngeri. Dacă nu, da, nu, dacă nu are înger, înțelege niște oameni buni. Aha, ia, stai, că s-a uitat Gabi în text. Zice perfect people, nu zice îngeri.
Socialism. Da, dar e același lucru pe care l-am dat mai devreme, știi? Socialism does better depinde, with perfect people. Depinde cum extinzi. Deci, un perfect mănânc. Bine, Vali, poți să până pe nici cel mănânc. Depinde cum extinzi definiția de perfecțiune, știi? Da. Mie îmi place. Dar înțeles pointul meu, ideea. Da, 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 okay, da. Consider că ai dreptate cu ce spui cu asta. Fără prețuri, atâta vreme cât ai resurse limitate, cât măcar una dintre resurse este limitată, trebuie să ai preț. Da. Și de ce e important asta? Pentru că Milton Friedman zice asta, domne, nu sunt îngeri ăia. Adică și el insista pe chestia asta, știi? Uh-huh. Domne, dacă ar fi înger, poate, nu știu. Dar nu sunt îngeri, știi? Ori Mize și Hayek arată și ce dacă sunt îngeri. Chiar dacă sunt îngeri, e disfuncțional. Adică mi se par mai bun decât Chicago, dar mă rog. Apărare. Armata e cu noi. Când vine vorba de apărare, puteți să vedeți și episodul pe care l-am făcut noi mai pe la început despre apărarea. Tu la Freeland sau la... Nu, nu, la începutul emisiunii. Între noi. Emisiunea podcastului. Vorbea noi. Aia, cea mai urmărită, cea mai urmărită emisiune de la Andodi. Aia cu apărarea privată. Nu mai știu. Necea la Rodbart era sau la ce? Da. Am zis-o și la Rodbart și la Humor, dar și am zis-o doar noi, înainte de neapărere cărții. A, aia de atunci. Da, dar mi se pare că le-am luat noi. Oricum, o noutate aici este faptul că David Friedman nu poate să își imagineze fără stat apărarea Americii. Din păcate, eu mă așteptam să văd aici niște o creativitate la el. Că în altă parte are. Că da, adică a prezis Uber în 70. Nu sunt de acord. Ok, discutăm. Își imaginează apărarea fără stat a Americii. Până la sfârșitul fără capitolului își imaginează apărarea. Nu și-o imaginează mâine. Da, a zis poate nu se poate azi. Dar putem să ne imaginăm că poate fi făcută mai... Mă rog, asta Gabi, zic. Cred că vrea să spună că... Dar multe... n-ați și spus cum. Ba da, a dat niște variante ale lui. Are prea multe ezitări, știi, are prea... E prea prizonier la dilema prizonierului, ca să zic așa, la discuțiile astea. Nu știu, a zice că sunt două discuții aici care sunt importante de avut. Prima dintre ele este ce e un bun public. Da. E foarte... relevantă la capitolul ăsta. Costel, știu că ție îți place să spui bunul public. Aia că nu poți capta, rămâneți mai clar. Există blatiști, adică există oameni care se bucură de... Nu vreau să mă refer la non-rivalitate și la non-excludabilitate și să vorbim strict pe ce zice el. Păi nu. Deși sunt legat. Da, și el zice, și el zice de idee că nu... non-excludabilitate nu și plătești. Non-rivalitate. Nu aici. Ba da. Aduce aminte, dar nu... Conceptul, nu termenul efectiv. Da, da, da. Un bun public este un bun economic care, prin natura lui, nu poate fi oferit separat către fiecare individ. Asta înseamnă non-rivalitate și non-excludabilitate. Non-excludabilitate înseamnă. Nu e doar non-excludabilitate, deci trebuie să le... Nu, că ești... nu poți să-i excluzi pe unii. Și non-rivalitate, cum poți să-l oferi tuturor în același timp într-un mod rival. Da, dar ideea că nu zice el explicit, mai degrabă îl interpretez în lumina cunoașterii prealabile. Okay. Eu zic să mergem strict pe ce zice el. Că ideea e că te bucuri de... N-ai pus niciun franc la un scut de apărare antirachetă. Da. Stai ca boierul, știi? Întrebarea e, păi dacă toți gândim așa, eu nu plătesc. De ce nu plătesc? Păi plătește Alexandru. Alexandru, tu plătești? Nu, că plătește Costel. Tot așa, știi? Ne furăm căciula singuri, suntem blatiști, estimarea noastră e că o să plătească tot timpul celălalt, și ideea e că nu se face. Vin rușii peste noi, stai că nu s-a făcut scut. Eu cred că asta e doar ne-am îngăduit. Eu cred că e doar o temere asta. Deci lumea își imaginează chestia asta, din nou, pentru că pare că e așa un lucru simplu. Dacă lași pe fiecare să plătească, și mai avem... contraargument, dar luăm pe ăsta doar. Peste argumentul cheie al blatistului. Da, mai e unul, că sunt săraci și nu știu, dar vă zicem imediat. Da. Dar zici, dacă îi lași pe fiecare să plătească voluntar, o să fie acești blatiști. Acum, ce își imaginează lumea? Că unii
Pentru că în realitate asta se întâmplă, da? Unii o să fie mai înfricoșați decât blatiștii, o să scoată sumele necesare din buzunar și o să-i aperi și pe blatiști. Probabil că nu s-ar întâmpla. Deci ce înțelegem noi dintr-o piață? Deci oamenii zic așa, e un lucru foarte mare, complicat, apărarea națională, nu știm cum să o facem. Doamne Dumnezeu cu mila, luați bani prin taxare, apărați-ne, nu știm să ne apărăm. Dacă ar trebui să dea bani, ar zice, păi nu pot să-ți dau așa mulți bani. Bine, dar câți bani poți să dai? Păi mai puțin. Deci foarte mulți ar da de fapt bani, pe de o parte. Dar ei nu se strâng niciodată. Pe de altă parte, păi nu, dar nu e clar. Legea lui Friedman, că își face și el o glumă. După legea lui Friedman s-ar putea ca lucrurile să nu coste ca acum. Armata costă nu știu câte milioane nici picola, acum. Nici s-ar putea să coste. Aici... Pe argumentul blatiști nici picola nu-l dai. Da, nu, pentru nu că dai, zici nu, că da, a dat, face el un calcul estimativ. Stai un pic. Și așa cum hoțul, 10%. Așa cum criminalul de mai devreme vrea să aibă o regulă împotriva crimelor, și blatistul vrea să fie apărat național, să zicem. Da, el vrea apărare, el nu vrea la costul da, zero. Dacă în momentul în care nu s-ar da prețul banii, e zero. Ar da. În momentul în care nu s-ar da banii, ar da. Păcând acum cu stat în care se taxează firme, nu știu okay, ce, ai mult mai mulți blatiști. Aici e un... Aici e o problemă e mai din asta, că nu poți să analizezi ambele situații în același timp. Să știi dacă ar da sau nu, dar e de presupus că o anumită parte din... Eu nu zic că ar da, dar eu zic că ai varianta asta. Nu e clar, vreau să zic că doar nu e clar dar ce tot, crede lumea. Dar tot nu e nici pe departe de presupus că s-ar strânge toți banii de care e nevoie, chiar și sub incidența legii lui Friedman. Dar, ca să mergem la următorul argument... Care sunt banii de care e nevoie? Asta zic, exact. Că aici ne batem cu profesorii de astea. Mize spune că banii bani de care e nevoie, îi vezi în piață. Tu de preferință fapt... demonstrat. Profesorii în ASE, nu? 5 miliarde de euro. De unde ești, frate? Ok. Soluția ta care este? Stai. Cerința ta ca să se bifeze, ce vrei să fie? Păi eu vreau să nu fiu atacat din afara unei zone geografice. Right? Asta e apărarea națională. Asta e... armată. Da, și ce vreau de să zic este că s-ar putea ca soluția să fie alta decât să ai. Uneori poți să ai alianțe, poți să... Nu e treaba. Dar de ce nu puneai cu banii ăla? Asta mă gândesc. Hai să zicem că o sărăcie, zici, care păi o să... puțin de pierdut. Asta e altă... Dar dacă unul are bravo pământuri, are... Asta e alt argument. Cine o să apere, e așa de dușmănos, cine o să apere o țară? Păi să ne imaginăm că corporațiile ar zice lăsați prietenași, că o să apărăm noi țara. Și, păi și toată lumea merge așa, blatiști, sunt apărați? Stai, nu, de unde, ăsta de unde o să aibă corporația bani? Nici n-ar. Din prețul la alte chestii. De foarte posibil, da. Păi da. E ca la mall. Tu plătești apărarea la mall? Nu plătești apărarea la mall. Mall-ul îți dă apărarea, e liniște numai într-un mall. Dar pe argumentul lor nu s-ar construi. Sunt imposibile mall-urile. Argumentul? Pentru că tu intri la mall, te bucuri de ce e pe acolo, dar gratis. Adică n-ai pus... Pare că e gratis. N-ai pus... Da, sau ia pe Facebook. Tu stai și... Mă rog, cei care stau. Da. Vezi, asta e o diferență între potențiali clienți, destui clienți, și așa mai departe. Deci dacă există o persoană care a intrat în mall și n-a cumpărat în viața lui nimic, nici măcar o sticlă cu apă din mall, da, toată viața lui și moare și n-a cumpărat nimic dintr-un mall, ok, ăla e blatist. Ăla s-a bucurat de mall, așa. Dar aproape toată lumea care intră într-un mall, n-au pus banii, cumpără ceva sau dacă nu cumpără ceva, se întoarce și cumpără altă dată. N-au pus banii la construcție. Nu contează, ăla este... Postul de construcție e riscul antreprenorului inițial. De apărare nu era. Ba da, exact asta a fost. Ba da, da, dar antreprenorul ăla, cum să spun, mall-ul nu dă faliment. Din cauza blatistului. Din cauza blatistului. Păi nici apărare nu dă faliment din cauza blatistului. Dar el bagă costurile de apărare, da? Că mall-ul în sine are un contract cu o firmă de pază, da? Protecție și pază, așa. O firmă de pază, da? Că-i vezi, în toate mall-urile îi vezi, da? Da? În pandemie stăteau la ușe. Acum sunt mai pe înăuntru, da? Îi vezi. Dar acolo compania, zice ei, compania de pază, poate n-ai blatiști, că iau bani de la mall.
Păi iau bani de la mall. Deci dar, poți discrimina. Dar mall-ul are blatiști între clienții lui. Da. Dar la un atac nuclear, la un atac nuclear, și acolo ai blatiști. Tu ia per, da, ia per pe... Dar e ok. Nu mai poți discrimina, să zicem, sunt trei mall-uri care au plătit. Nu, argumentul lor e că nu există apărare, că nu plătesc nici aia bani. Bun, și pentru motivul, că tot timpul estimam că... Și motivul nu este că tot timpul estimăm. Motivul pentru care nu plătesc vine din felul în care funcționează economia în jurul acestor bunuri publice. Povestești tu povestea cu... Nu, că vreau să zic altceva. Eu tot așteptam să se oprească. Zi altceva. Zi altceva, okay, bine. Zi altceva, da. Ăla, că intrăm în la altceva. Fel chestia, da. La fel cu chestia cu mall-ul și anume... M-a spus și Alex mai devreme. Există câteva companii care au interes așa de mari încât să fie aparate de o bombă atomică de atacul rușii, pe ce mai departe, încât preferă să achite costurile de apărare, chiar dacă pe lângă ei sunt niște blatiști, și transferă după aia acele costuri în produsele pe care le vând blatiștii sau altor clienți care sunt în jurul lor. Așa. Creativitatea asta, să zicem, de a nu putea să-ți imaginezi, este ca și atunci când primele companii de care au emis radio privat în America erau pe bază de abonament. Însă mai erau oameni care își cumpărau radiouri și ascultau programele acelor companii fără să plătească abonamentul respectiv. Nu, în principiu sunt de acord. Și după aceea au schimbat monetizarea și au zis că băgăm reclame pe gât. Da, ce avea armată nu cu reclame. Super. Nu e ăsta cazul. Deci vreau să, nu, vreau doar să zic că există... Da. Poți să atunci când dai argumentul că există niște companii care i-ar păcăli cumva pe, pentru că ei au un interes și i-ar păcăli cumva pe clienții lor să cumpere de la ei în continuare și ei nu-i să păcălesc. Dea... Păi nu, el zice ba că da, îi păcălesc pentru nu, că... Chiar spune, uite, scriu pe aici, eu în prețul produselor mele, inclus și prețul pentru... Reclame. Nu, pentru era apărarea împotriva lucrurilor. Așa, și este mai mare cu atât. Și tu nu mai cumperi, toate... dacă nu-ți convine aia. Da, da. Iar ăsta, e mai, iar e haios. Dar pot să fie ăsta nu este, ăsta nu este, da. Nu este același lucru. Da? Da. Adică nu poate să trăiască în același loc cu perspectiva în care lumea n-ar plăti. De ce n-a, deci vine armata da? Și îți dă un... deci, o factură, staie factură la final de an, da? Armata vede cât a cheltuit pe anul curent, se duce la fiecare dintre oameni și staie factură. Și nu mai ar plăti. Dacă ai pentru contract. Că vor. Nu? Nu. Dacă ai contract. Păi, nu. Asta spun. Tu zici același lucru, numai că nu s-ar duce la unii, s-ar duce doar la ăia cu care au contract. Deci ăla care vrea apărare, vreau să-mi apăr interesele mele. Și nu... În primul rând nu e o armată, este aceeași agenție. Că Wagner n-are nevoie de toți. Asta nu se gândesc oamenii ăștia cu argumentul bunurilor publice. Dom'le, trebuie să fie toți, ca la vot. Nu trebuie să fie toți. Dar de asta spun, deci, calculul, de asta spun că e bine să discutăm despre faptul, despre cum explică el aici cu... Păi nu, că eu nu spun cum explică aici, că eu spun că explică greșit. Nu explică greșit. Tocmai deci, asta spun că tu, tu nu iei în calcul. În clipa în, el care ia tu, o companie, în clipa în care tu spui chestia asta, tu nu iei în calcul pe ăia, merg puțin înainte pentru urmăritorii noștri, tu nu îi explici, tu zici că ăia care s-ar preface interesați de a crește orez, nu există. Ei nu ar exista, nu se răspândesc, nu pot să atingă masă critică. Asta este Deus Ex Machina pe care îl comiți tu în clipa asta. Pot exista blatești. Spui că ăia nu o să... pot exista și atunci de ce n-ar crește? Tu e mai avantajos. Calculul, tu când îți faci calculul, nu ți-l faci cu numărul. Poți să ai și un singur de client. De ce moare lumea? De ce nu funcționează de la fiecare după nevoi pentru fiecare după posibilități? Invers, de la fiecare după posibilități pentru fiecare după nevoi. De ce nu funcționează? Ăsta e modelul blatist. Ah, da, e modelul blatist, corect. Da, mă rog. Că n-au prețuri. Uite, să explic.
Nu este un model blatist, ce spunem eu. Gavin nu zice de model blatist. Nu, dar tu presupui, tu presupui că nu ai o companie. Da. Da? Tu ai oricum ai niște blatiști. Dacă tu spui am o companie care oferă de apărare națională. Ok, oferă pentru toți sau doar pentru clienți? Nu, el zice că pentru el. El zice că e Carrefour. Nu, și deci tu dacă tu dacă interceptezi o bombă atomică. Pentru mine interceptez. Și protejezi și pe aia de lângă tine. Deci îi protejezi și pe aia de lângă tine. Asta păi este, ok, înseamnă că ignori faptul că bunul ăsta pe care îl produci tu nu este non-excludabil. Da, da. Păi tu ai schimbat, schimbat... Nu. El dădea o solu, el voia să-l arate cum deci, ar funcționa. În primul rând, compania privată... Tu doar ai mutat ideea că compania asta este dispusă și să-și asume costul pentru externalitățile pozitive pe care le generează pentru toată lumea. Exact, asta este. Și ce așa? Și ce asta e diferent. Așa face și mall-ul când își pune lumină pe clădire și după aia văd și eu când merg pe stradă. Păi da, da, în modelul... Când citești Dostoevski sau când citești Friedman, Gabi, în modelul așa. De la fiecare după posibilități, pentru fiecare după nevoi, așa. Cei cu posibilități sunt dispuși să-și asume costul externalităților pozitive pe care le generează pentru cei cu nevoi. De ce nu funcționează acest sistem? Este răspunsul pentru care n-ar funcționa nici sistemul tău. Nu. Pentru că la el e o combinație de altruism și egoism. În comunism aveai altruism pur. Da. Asta e diferența uriașă. Compania e minimal altruist. Poate să nu fie deloc altruist. Asta să fie doar, bă, n-am ce face. Deci sunt ăștia pe lângă, eu mă apăr pe mine, îmi pun un scut antirachetă. Compania funcționează pe bază de profit. Da? Da. Trebuie să vândă un serviciu profitabil clienților. Da. Bun. Mere, ce serviciu profitabil vinde clienților? Apărarea? Nu. Deci alt serviciu, deci trebuie să-i păcălească și să le pună apărarea în plus în costul produselor. Deci trebuie să fie păcălit. Deci poate să fie pe față. Pe față. Deci dacă e pe față, le vinde apărarea. Nu. Deci, da, e pe față sau nu e pe față? E pe față, da, dar nu vinde deci apărarea. Le vinde apărarea. Hai să dăm un exemplu. Zicem că este OMV, da? Firmă privată complet. Da. Vinde produse petroliere. Da. Da. Și zice, bă... Eu vreau aici să vând în România, că am de spus petrol 300 de ani. Vreau să merg afacerea, să scop profit de aici 100 de ani. Vreau să fie pace, da. Nu vreau să-mi pice o bombă pe aici, că nu mai am nici client, nu mai am nici petrol să extrag. Da. Îmi pun apărare. Da. E ca și cum aici la mall, mall-ul vinde, clienții, zice... Dragi clienți, veți plăti apărarea. Stai pe zi, să spun. Mall-ul când oferă sau un magazin de haine când are sau o farmacie care are și un paznic la poartă, la ușă. Da? El nu zice bă băieți, vedeți că eu vă vând și produsul de apărare. Antifoi pe care am eu. Nu, așa. Eu vând medicamente. Da. Faptul că eu am costuri cu paznicul ăla, da. Nu e ascuns. Nu e ascuns. Da. Eu nu vă vând costul de apărare. Da. Iar dacă e un cost pentru mine și îl bag în prețul medicamentelor. Bine, poți spune că și aia intră, că... Așa e și apărarea. Te și păzește gardianul, știi? Ok, atunci intră și atunci, da. Okay. Da, dar care ar fi problema? Ca și cum ți-ai face publicitate. Da, e doar un cost. Pentru că altcineva... Eu externul. Pentru că asta este ceea ce ignori. Ignori incentiva unui concurent. Un concurent poate în clipa asta să intre pe piață și să spună eu nu ofer apărarea, la mine e mai ieftin. Ok. Și când asta este. Și e mai ieftin. De ce? Și s-a prăbușit modelul. Nu s-a prăbușit. De ce s-a prăbușit? Pentru că ăla o să piardă din clienți, dar apărarea rămâne la un cost constant. Că nu e serviciu. Uite acum pe piață. La farmaciile care au paznic, cred că majoritatea au. Uite un moșurete pe acolo care stă pe scaun. Nu tot, dar mă mai există. Există că nu au dispărut alea. Sunt câteva. Așa. Care nu au dispărut de pe piață. Așa. Și sunt unele care nu au. Așa. Și există și așa și așa. Poate un sistem de supraveghere și ăla e moșul. Fiecare își asumă niște riscuri și niște strategii
E ok, eu mă apăr. Asta este. Ia să se deci nu tu, se apără. Tu ce zici, Vali, de că aia pierde clienți. Ba da. Aia cu scara, nu contează scara. Ba contează foarte mult scara. Nu contează deloc. Ba da, pentru că vorbim de apărare națională aici. Ce, doar foarte mare? Încă o chestie pe care o face Friedman greșită. Și anume, zice așa. Marea problemă e asta, e problema de coordonare, că ăla care are... Încă o chestie. El vorbește aici despre apărarea națională ca fiind un serviciu extern, pe când eu l-aș băga ca un serviciu pe care agenția de protecție, aia privată, așa, care îl apără pe OMV de furtișaguri, are și serviciul de unde nici un peruș nu-i las să-ți dea cu bomba. Da? Da, costurile sunt total diferite. Da, costurile sunt, cum să spun, sunt unul mai mare și unul mai mic. Nici măcar n-aș spune că sunt total, sunt din categorii astronomic diferite. Da, unul vorbește așa este, ăsta aici, o farmacie și OMV. Da, deci unul vorbește ăsta aici la nivelul anului 1970 de 20 sau 40 de miliarde de dolari pe an. E unul dintre costuri și altul este... Deci tu ca să ai un scut antirachetă, da, tu ai aceleași costuri aproape oricât din oricât teritoriu apei. Păi, Vali, tu n-ai mai plătit dacă știi că altul profită? Poate nu. Nu mai dai drumul la sobă că se încălzește un rolat mai încolo? Depinde cât. Stai în frig decât să încălzească la mai bine. Depinde cât. Sunt unii hostel care țin caloriferele închise. Da? Da. Atâta vreme cât au repartitoare și preferă să-și mai pună un e un calcul de preferință, să-și face calculul. Mă, vin ruși, eu ce fac? Păi decât să ține norocițe aia, să stea pe apărare. Mă, dar și te zici că se lăsă forța naturii. Păi mă înțeleg cu rușii. Lasă vină rușii. Mă înțeleg cu rușii. Păi și ăsta e un calcul. Nu e asta argumentul. Da, așa ea, mă înțeleg cu rușii. Păi da, deci, ok. Eu și-au pus să-ți faci și calcul, fii atent. Dau rușii cu niște bombe. Cât m-au afectat? Păi mi-au distrus, nu știu, aripa de nu știu ce. Să te scoată mai ieftin decât apărare. Așa. Și în mare prefer să mă bombardeze. Mulțumesc. Da. Îmi demonstrez exemplul meu pentru care o apărare privată oferită în felul ăsta nu ar funcționa direct. De ce așa funcționează? Mai funcționează. Pentru că îți faci ăsta e un caz în care zici prefer să mă bombardeze. Cazul majoritar e în care nu, prefer să mă apăr. Știi? Uh-huh. Asta e o excentricitate ca să na, ilustrăm subiectivitatea preferințelor. Știi? Deci dacă oamenii preferă să către ruși este mai ieftină decât armata română, prefer să mă bombardeze rușii. Da, da. Pentru că armata română încăuzează un rău mai mare decât bomba rușilor. Să dacă se întreține armata română. Ziua așa, s-ar putea să prefer, pentru că nu știi cu adevărat clienții ce ar prefera. Acum n-ai piață liberă, dar e posibil. Armata română e mai scumpă, zic, când te bombardează Rusia, IPAC BD 1 milion, să ții armata română. Da, plus că te uiți la armata română și zici, bă, să-ți dea banii astora? Sau, frate, la mine mi-au risc. Asta este și punctul pentru care toată lumea... Îți scap de costuri. Păi da! Asta este și calculul. În urma căruia toată lumea spune că din punctul ăsta de vedere... libertarianismul nu generează un sistem stabil de apărare națională. Da. Și voi acum asta faceți. Da? Nu, asta spun și eu exact. Păi, da, nu. Sistemul bun, și dacă nu, și atunci vine, și atunci răspundele cum adică, mă, n-ai național? Ai doar agenții de protecție care te... N-ai stabil. Asta zice Val. N-ai stabil. Ba, asta a zis acum. Știu că înainte nu zis așa. Dar acum o formulă fiți ca să... Nu, poți avea pe spații mari. Poți avea, da. De către agenții... Poți avea o multinațională care se acopere. Auzit. Hai puțin. Să formulăm niște fundamente un pic. Deci, ai apărare. Ai apărarea omului de către lucruri nefaste. Da? Și apărarea asta implică acțiuni mici, anti-șuți de buzunar, să zicem, da, până la apărat de rachete balistice intercontinentale. Așa. Să zicem. Da?
Cu toate că, facem o mică paranteză, dacă n-ar fi fost state naționale, da, în fine, cu asta jucăm, avem state naționale. Dacă n-ar fi fost state naționale, s-ar putea să nu fie scala dată așa mult în armarea nebunească. Nu discutăm de asta. Dacă n-ar fi fost state naționale, funcționează fără nicio problemă, exemplu, cu agențiile de protecție. Exact. Pentru că absolut tot așa, ce trebuie să faci este doar agenție de protecție versus ori agenție de protecție, ori organizație relativ localizată, agresivă. Și la nivelul ăla nu ai probleme. Problema îți apare în contextul ăsta, da? Da. Iese libertarianism în România, iese anarhocapital, desfințăm statul, desfințăm tot, da? Da? Bun. Nu mai suntem. Ele se desfințează singure din cauza valorilor culturale. Ok, whatever. Da? Nu, pentru să ai un politician care să închidă. Ca să fii în NATO. Da. Ca să fii în NATO, sub scutul NATO, ai nevoie de stat. Nu. Ba da. Ca să fii sub scutul NATO. Poți? NATO este o alianță între state. Da, așa este. Da? Este compor stat. Dar dacă da, poți să fii, plătești pe unii bine cu câțiva miliarde, da? Și e Trump în America, așa, care se plânge că statele nu dau partea lor și tu o dai ca lumea, să zic că, da, frate, și pe voi va. Îți scoate un stat eventual. Nu mă interesează, ok, nu este stat. Deci, dacă îmi dai banul pentru mine, ești ok. Germania. Nu, dar din punctul nostru de vedere, poți să ai mare abilitate din asta. Bun, perfect. Și se strâng atâția bani și ajungem iarăși la problema costurilor, da? Deci se strâng mai mulți bani decât trebuie să strângă statul, da, ca să-i mituiască pe ea, că acum statul nostru nu dă bani la NATO, mai mult... Mita e mult mai eficientă, e mult mai mică de obicei. Ești tu sigur de chestia asta? Nu vorbim aici de o șmenozeală așa rapidă. Nu zic că vorbim că alianța România principală... Tu plătești pe Trump. Tu nu cumperi... Trump nu conduce NATO. Mita te scoate mai ieftin decât privat. Deci privatul poate să coste 100 de milioane, tu îi dai Trump 30. Încă o dată spun, Trump nu conduce NATO. Da? Cine conduce? Și dacă încerci să-i dai mită ăluia care conduce pe persoană fizică, riști să te trezești cum s-au trezit tăia din Qatar. Faci calcul, cred că e coruptă NATO. Da. Nu, ideea este că îți faci un calcul, Pari. Păi, nu-ți convine să zicem NATO. Faci cu Wagner, cu te gândești tu. Trupe proprii, agenții de protecție private de la din statul tău. Faci un calcul, pur și simplu. Gândește-te și tu. Unii care au armată națională, da? Cum a fost România de-a lungul timpului, și și-a luat-o pe coajă de fiecare dată. De la alte armate naționale. Da. Mai mari. Așa, mai mari. Deci, da. Deci, cu mai multă tehnică militară. Da. Și mai bună. Da. Așa. Deci, succesul în apărare... Nu ți-l asigură un stat care ți-a taxe de la tine. Da, mai câștigat Ștefanu. Da, la rovine, să nu uităm. Da. O mare victorie. Pe vremea aia să știi că... La rovine a fost Mihai Viteazul. Armata era privată, în sensul de... Nu se strângea taxe pentru armata. Da, chiar. Da, problema ta care plătea la... Ștefan cel Mare că nu mergea la taxa era că te duceai și mai lua cu arcanul pe câțiva, da. Ți se pare că n-ar da aia bani? Că n-ai de bani că știi că... Nu am găsit un există argument. Există și riscul ăsta de o zi că e prea... Nu am avut încă de a face cu un argument și nici n-ați vrut să discutăm. Da? Da? Pentru ce care nu care... apar crescători de blatiși peste noapte. Nu ați adus încă acest argument. Formulează-o. Preferința de apărare. Și dacă n-au preferințe de apărare. Nu se apără. De 10% din 10% din populația României crede că e mai bine sub ruși, 40% și-ar încerca șansele, da? Cât? Că asta e problema. Cât rezistă sistemul? Intră rușii peste tine și zic aici nu e Novoruția. Preferințele sunt subiective. Scria unul în comentariu pe Mize, s-a citat acum mai mulți ani. Domnul, un pot nu e chestie obiectivă. Ori e nevoie de el, și se face. Ori nu e nevoie de el, nu se face. Asta vreau să zic. Așa e și la armată. Dacă nimeni, un serviciu, dacă este Sodoma și Gomora, nimeni nu vrea.
înseamnă că nu e preferință pentru așa ceva. Păi și moare populația? Asta, da. Asta e riscul. Dacă vrea oamenii așa... Sunt hedoniști. Preferință vrea să... Nu, și aici mai vreau să mai zic o mică chestie. S-ar putea să ai blatiști. 10% niște nenorociți care nu vor să plătească. Nu. S-ar putea nu. Să ai... Nu, să dea el exemplu cifrele lui. Da, dă-i imediat, dar termin în 3 secunde. S-ar putea să ai mecanisme de presiune socială prin care să-ți semnalezi virtutea de a plăti apărare națională și s-ar putea că alora care da, nu plătesc să încearcă să nu le convine. Asta zice și el, da. Păi da. Mă rog, una din... Într-o cuvântare a lui a și zis că s-ar putea ca în viitor, așa era într-o Grecia viitor oarecare, să fie la modă ca tineretul să treacă pe la antrenamente. Cum facem? Cultivăm cultura? Care e soluția? Cultivăm 200 de ani ca la Bac și să meargă o normă de asta? Mi se pare că soluția e tot banii jos, ca la pâine, știi? Problema ta asta a fost că, domnule, din ce în ce, dacă sunt 10% baltiști, după o să fie 20%, până la urmă o să fie 100% baltiști. Nu vreau să mai vrea. Asta vrei tu să spui? Nu, dar e de ajuns să atingă un prag economic de la care nu... Critic. Ăla de 50% e deja critic, da? Ok, gândește să zicem că 60%... Gabi, gândește cât cheltuie România astăzi cu apărarea, da? Da. Ca membru al NATO, da? Da? Și de cât cheltuie, gândește după aia că ar trebui să ar trebui ca costul ăsta să fie suportat 2x, da? Da? De cei 50%, da? Da. De teoretic că-s acum 50%. Că îți dispar, da, jumate fac blat, jumate, da, nu mai vor să plătească. Da, dar și prețurile sunt mai mici pe piață. Nu, asta e una, dar alt argument este următorul. Prețurile sunt la jumate pe argumentul. De unde ar fi preț? Da, ok, prețurile sunt mai mici pe piață și ai zice că tot se echilibrează. Dar ideea e că poate să ajungă un asemenea prag. Și mai e un punct pentru pe care noi nu-l discutăm și nu știu, mi se pare că ne pierdem discuția, dar e vorba de stabilitatea geopolitică a lumii. Noi trăim, atenție, ba da, este. Rezultă nimeni mai invizibilă stabilitatea. Noi trăim într-o lume în care morala la nivel interstatal, da, este... Ce vrei, mă? Vrea ceva. Nu-i place cu morala la nivel interstatal. Da. Vrei pe masă? Nu, n-are voie pe masă. Păi n-are voie, că da, cred că ar vrea. Deci, morala la nivel interstatal, așa, este... Nu este principiul în agresiune. Da. Este forța face dreptate, da? Cel mai puternic își impune legea. Mă rog, nu, da? Chiar. Nu chiar. Ce nu ți-am chiar zis eu? Lasă, jos, dacă n-are voie, n-are voie. Dementi, da. Lasă, mai constant timp până acolo. Deci, morală. Deci, spuneam, forța își impune legea. La nivel interstatal, așa funcționează lucrurile. Îl mai puternic face legea, da? Între 1950, să zicem, și 1976-80, am trăit într-o lume bipolară. Uh-huh. Da? Cel mai puternic în vest era America, respectiv NATO, cel mai puternic în est era URSS. Ce vroiau ei? Cam aia se întâmplă. Vezi revoluția de la Praga, vezi revoluțiile din... Nicaragua. Din Ungaria, de la Budapesta. Mm-hmm. Dacă n-au fost cu ok de la stăpânire, nu s-a întâmplat, n-au ținut, n-au prins. Da. Bun. Și la un moment dat, în anii 80, cineva a înțeles, mm-hmm, că sistemul economic sovietic nu poate să susțină expansionismul pe care îl are Uniunea Sovietică și urmează să se prăbușească. Și tot ce trebuie să facă este să aștepte. Așa. Până în 1992 s-a demonstrat că au avut dreptate. Așa. Ce s-a întâmplat atunci? Lumea a devenit, dintr-o lume bipolară la nivel geopolitic, a devenit unipolară. Suntem toți sub umbrela unei alianțe de forțe dictată de Statele Unite ale Americii. Contează în foarte vest. În aproape toată lumea, excepție fiind China, Coreea de Nord și cam atât.
Bine, dar tu ce vrei să zici? Că de facto nu stai ai o coerență? Stai să vedem unde se duce. Pentru că nu, da, nu-l agonesc de acolo. Dar de facto tu zici că nu ai o coerență între Rusia și China, să zicem, sau BRICS, care ar fi un al doilea pol nou. Nu, de fapt o spun că da, China se extinde în direcție opusă Rusiei, da? Noi teoretic ne îndreptăm către o lume cu trei poli, dar Rusia pare să cam dispară. Să cam dispară, deci o să fie din nou doi poli, dar ăștia o să fie SUA și China, și China se infiltrează economic în loc să se infiltreze politic, cum se infiltra Uniunea Sovietică, dar ceea ce e mult mai util lor. Pe de altă parte, doar ce am primit o știre astăzi, că în China s-a terminat miracolul forței de muncă nelimitate. Este primul an din lume, a fost primul an din ultimii nu știu câți ani în care în China s-a înregistrat declin demografic. Da. 2022. Mă rog. Deci ideea e că motorul creșterii lor, ale chinezilor, urmează să rămână fără benzină și acolo. Dar problema pe care eu încerc să o explic este următoarea. Avem astăzi un nivel atât de mare de respect, și este mare, de respect pentru valori individualiste, precum libertate, dreptate, la nivel de om, de individ, tocmai pentru că la nivel geopolitic străim într-o lume dominată de America, în care există cultura asta, încă mai trăiește cultura asta a libertății. Așa. Da? În absența unei asemenea puteri, așa, nu-ți garantează nimeni că nu există expansiune directă militară rapidă. Ok. Ba chiar atunci când au crezut că nu se va băga America, ai avut-o peste graniță la ucrainieni. Da? A tras Putin de manetă. Așa. Da, da, eu dau vina pe inerția asta. Nici nu știu cum se numește cumva, dar am un lapsus acum. E un pericol tot moral ăsta că tu zici, păi lasă că avem NATO. Dacă ai ști că n-ai NATO, ai găsi alte soluții. Uite, elvețienii au un parteneriat cu NATO. NATO poate să ia razna, așa cum a luat America razna. Corect, ar putea să o ia razna, însă chestia asta s-ar fi vizibilă la nivel cultural venind. Ai vedea-o venind la nivel de generații. E că unde-ți veni cu toate fără de prostii? Dar mă rog, care e relevanța cu... Ne vorbeam despre cum relevanța este că noi privim astăzi pericolul unei invazii externe, da, printr-o paradigmă în care invaziile externe nu se petrec. Ca regulă, o țară n-a mai invadat o altă țară de mult. Da? Ok, știu, zicem asta cu Rusia și Ucraina. Pot fi și alea. Din nou, îți amintesc că în Ucraina, Putin a crezut că termină în 3 săptămâni și a mizat pe faptul că nu se bagă NATO în niciun fel. Care s-a ori NATO s-a până la, da, băgat de nu se cum poate. Cum zicea ministrul ăla, că suntem în NATO. Și nu e clar încă la ora actuală, când înregistrăm ăsta, dacă rușii câștigă sau pierd. Da. Au început să apară știri din Ucraina care nu mai sunt foarte roz. Bine, ele sunt contrabalansate și cu știri din Rusia care nu sunt foarte roz. Dar, din nou zic, nu e clar care dintre ele se prăbușește primul. Problema noastră. Problema noastră este în felul următor. Așa. Că atunci când tu te extragi de sub umbrela NATO, da, trebuie să îți ajustezi automat percepția vis-a-vis de posibilitatea unei invazii externe. Da? Atunci când tu spui nu, că nu o să se întâmple. Asta cu un argument de alianță pentru este că, foarte libertarian. Pentru că, așa cum am discutat până acum, discutăm de abolirea statului. Și păi, NATO e cu state. Păi, și dacă NATO nu e cu state, dacă NATO nu e cu state, doar ce am discutat, costul ca să rămâi sub umbrela NATO s-ar putea să fie mult mai mare decât costul pe care l-are România, Gabi, astăzi. Dar a zis Gabi mai devreme. Deci dacă noi suntem toată România e plină de libertarieni. Și zic, domne,
ce ne facem cu NATO că ăștia vor un stat? Păi, uite, îl trimitem pe Alexandru și Alexandru zice... Nu, dar zice, nu vor aia, nu vor decât stat. Da, aia vor stat. Alexandrule, nu mă interesează. Păi nu, dar da, te faci în relația cu ei, tu ești un stat. Păi, care e problema? Stat. Nu e ei vor să fii... Ai monopol pe... Nu am. Păi nu, dar ei că eu de la tine. Tu crezi că ei o să zică, dacă nu ai taxare, n-avem garanție că o să ne plătești? Cred că da. Păi de-aia dau banii, uite. Gândește-te, gândește când au fost monarhiile absolutiste și erau revoluțiile, la cum toate imediat s-au unit să nu apară cumva vreo idee străznită și prin țara lor, prin monarhia lor. Deci vei fi izolat, probabil. Cam asta vreau să zic. Da, există riscul ăsta, tu mic și pe termen scurt, da. Da. Și în deci condițiile în care există riscul ăsta, da. Asta, nu se, sunt că nu poți să le faci mâine. Nu se face să nu discuți. Păi asta este și ceea ce spune Friedman. Exact. Păi și ceva. Dar voi, da libertarienii și anarhatezii nu spun asta. Spun nu, de mâine, facem. Normativ, no. Normal. Una este trebuie, citește ultimul articol de pe mine. Două dogme ale, exact pe asta, știi? Da. Una e trebuie și una e că se poate, știi? Da, e ca trebuie, sănătate. Care o chestie normativă. Din punct de vedere, punct de vedere economic, nu este făcut cazul că se poate. Nici mâine, nici poimine, pentru că nu e explicată în situațiile actuale. Deci nimeni nu ia... A zis unul libertarian pe lumea asta că se poate? Eu nu știu niciun. Au zis doi aici la masă. Nu. N-a zis niciunul că se poate. Că... Tu știm argumentul preferințelor culturale, n-ai ce libertarian să aplici dacă lumea nu e libertarian. Nu, da. Ca să nu mai zic armata. Știi? Nu, Vali vrea o variantă plauzibilă. După ce s-au bifat niște chestii, vrea să vadă că economic se poate. Care unul o motivație să... Am bifat, nu știm când. Și după aia... Suporte tot e riscul. Apărarea. Dacă ai libertarianism în România, tot e riscul. Contează preferințele lor. Uite, să zicem că Vali aduce argumentul ăsta și libertarianii din România să zic că nu mă interesează. Deci, păi există riscul rușii, nu mă interesează. Argumentul pus de Friedman în acest capitol este unul oarecum de gradualism. Este... Hai să renunțăm la stat, să-l dăm afară, de pe peste tot, să-i lăsăm armata. Așa zice, da. Da, ok. Da. Ar fi asta... bine dacă ar fi doar asta, mă rog, așa. Ăsta este, nu, e 2%, e 2%. În acest unde, capitol, ăsta e argumentul. Hai să-l dăm afară de pe peste tot și să-i lăsăm armata. Și după aia, poate, zice el, și există tot felul de argumente pentru care ar funcționa sistemul ăsta de protecție externă, privată, da. După aia, la un punct de mai încolo. Dar ca să ajungi acolo abolind statul cu totul, nu există posibilitatea asta, nu există decât dacă se abolește peste tot în același timp. Auzi, dar stai puțin. Asta e părerea lui, deci nu se bază pe nimic. Ai un bloc de groaznici și un bloc de oameni normali. Și zici, domne, trebuie să ne angajăm, unii dintre noi trebuie să fie obligați și trebuie să plătească toată lumea ca să ne apărăm de blocul celălalt. Nu, admit că există riscul ăsta, de-aia și mușcă minarhiștii din chestia asta. Da, vreau să zic că domne, dacă vin rușii, e ok să-l oblig pe Alexandru. E, mie mi se pare că poziția libertariană e corectă. Nu e niciodată ok să-l oblig. Alexandru nu poți să-l oblig decât să nu ucidă, da. Să nu fură, să nu știe. Din punct de vedere etic, da, ai dreptate. Dar Vali zice... Dar dacă vrei să fii și etic, să și supraviețuiești în același timp, nu, s-ar putea ca aceste două dorințe să fie ireconciliabile atunci când vin rușii. Asta e problema pe care și așa cum am spus. Bine, hai mă, Foster, don't spana. Lasă-l să treacă pe acolo, dacă mai vrea el. Deci niciun animal n-a fost rănit în cadrul acestei emisiuni. Deci, cu blândețe. Uite-l, e încă aici. Deci, Vali, da, există riscuri. E ca și cum ai întreba sub tortură, ai declarat. Poate. Majoritatea oamenilor cedează la tortură, știi? Înțelegi? Da, aș ceda. Eu știu. Probabil. Înțelegi? Dar de ce să avem în minte doar scenariul ăsta în care
Și am zis, comparația e cu statul. Poate statul nu te poate apăra. Poate NATO deci nu te mai poate apăra în fața primul rușilor. Primul scen. Păi e posibil. Și varianta. Și atunci care e diferența? Am trei liberi, știi? Exact. Problema este mai că... Mai dăm și bani și mai ești că NATO în sine nu e preconizat să se prăbușească în următorii 10 ani. Da? Pe când în... Dar nici intrarea rușilor nu e peste 10 ani. Tu zici ca și cum rușii... Nu e peste 10 ani astăzi. Dacă tu abolești statul în România, intrarea rușilor e mâine. Nu cred. Nu cred. E mâine. Nu e adevărat. Nu, nu, nu e peste nici... 2 săptămâni. Nu. Nici peste 2 săptămâni. Nu. Vezi, asta este ceea ce spun atunci când spun că voi priviți lucrurile printr-o paradigmă în care invaziile nu se fac. Nu. Tu privești printr-o paradigmă în care invaziile se fac. Crezi? Plus că nu vin rușii. N-ai cum să știi. Ce să caută în România? Da, seama, că strategic, bă, mai întâi să-i terminăm pe ăștia, pe ucrainezi, după aia poate... E limba latină. Noi nici da, bine, presupune. E țară latină, știi? E... Starea de facto a ființei umane, în absența secolului de putere dominat, de dominație americană, a fost că invaziile se fac. Vale, dar eu nu... Ce da. Nu? Stai. Ce stai. Nu? În stai. Europa se invadau în 20 în 20 de minute. Stai. Tu crezi că dacă nu exista UE, aveam războaie în continuare? Ce? Dacă nu exista UE, un argument pro UE e că ar fi, ne-am fi măcelărit. Bine, nu. Un alt argument este că dacă, de ce nu? Că tendința omului e să atace... Mai ai un argument. Dacă președinții ar fuma, nu ar mai fi războaie. Alt argument, vreau să zic. Stai puțin. Stare libertariană, nu știu cât timp. 1000 de ani. Așa. Și i-a atacat englezii. N-aveau rețele sociale. N-aveau rețele sociale. Nu i-a atacat. Irlanda a fost... N-aveau stat. Nu știu cât timp. Așa. I-a atacat englezii târziu de tot. Nu în a doua zi. Da, pentru că nu au ajuns până acolo. Ei, că erau... Nu știau de unii de alții. Poate nici noi ne ajungem până acolo. Așa și rușii. De ce stai? Până să se ducă de ce, până acolo. De ce te-ai atacat? Dar dilema care e? Că noi am fi zis... Zice că rușii sunt ca un... E un zid. Statul român este ca un baraj, știi? Și apele ruse sunt acolo, ținute de armata română, știi? Și dacă ar dispare statul... Nu sunt ținute de armata română. Deci sunt, nu e așa. Nu sunt ținute, nu se trece. Nu sunt ținute de armata de NATO. Română, sunt ținute de NATO. E, NATO este un baraj și dacă ar dispare NATO, s-ar revărsa rușii aici în secunda 2. Nu e așa. S-ar putea de unde să nu se că reverse. Stai poate să dacă era altă țară, nu. Stai să-i dăm dreptate și lui Vali. S-ar putea să nu se reverse, dar s-ar putea să vezi că se inundă ușor așa niște zone. Înțelegi? Răspunsul deci ți se riscul ăsta. Aici e și o divergență de apreciere. Tu crezi că rușii... Trebuie să-mi dai o motivație. Ca la... De ce să... Certul mie motivația unui OMV petrolier, da? Să achite costurile unui... Eu nu spun că nu ar avea o motivație. Ar avea o motivație. Eu spun că n-ar mai fi competitiv pe piață. Argumentul împotriva OMV-ului să facă asta e unul economic. Nu e unul de motivație. Eu zic că... Că asta e toată ideea. Da, bunul ăsta este... de apărare națională este unul economic. Toată lumea înțelege ideea că tu vrei să-ți protejezi așa. Proprietatea și OMV-ul vrea să-și protejeze business-ul. Exact. Dar astea sunt costuri în plus care îl fac mai puțin rentabil. Da. Deci clienții lui trebuie să fie de acord ca ăla să-și protejeze business-ul. Deci la o adică ei trebuie să fie de acord. În paradigma în care calitatea rezultă din costuri. În paradigma gândesc în care că... costurile rezultă din beneficii, nu trebuie să fie. Deci farmaciile... Argumentul tău ăsta, asta nu mai e eficient. Paznic. Cer acordul clienților ca să am paznic? Nu. Îl pun acolo pur și simplu. Așa. Nu cer acord. Așa nici nu eu. Nu cer acordul clienților. Sunt mult mai multe farmacii fără paznic decât alea cu paznic. Alea lăsați profitabile... Farmacii. Sunt fără. Lăsați sunt cu. Farmacia BBT. Are paznic. Și e cea mai profitabilă. Să zicem că reclamă firma Petre, da. Dar ne-a sponsorizat astăzi. Așa este marea lor, că ar pierde mai mult. Să zicem, dacă ei zic nu mai suntem atât de invidios sau de dușmănoși, de nușeri, nu decât să încălzească ăia, mai bine să mor și eu. Păi mor tu, te dracu. Înțelegi? Are mai mult de pierdut. Auzi, prefer, îi înjur pe ăia, știi că nu plătesc. Da, tu... Argumentul de coordonare poate să meargă așa. Stai puțin. Argumentul de coordonare poate să meargă așa. Avem un milion de oameni și trebuie să faci un contract cadru în care zici dacă plătește toată lumea,
X sau procent, cu toate că urâm procentul, da? Dar dacă plătește X, se va produce bunul public. Același argument poate să fie între firme care s-ar blatiza între ele. Iar zice, mă, dacă nu, hai să facem apărare în zona asta. Noi, firmele petroliere, ca să nu aibă free riding între ei. Așa. Și supărarea mereu este, păi, dacă, unul dacă, zice dacă nu venim cu o soluție perfectă, nu se face și murim. Și răspunsul este, da, e adevărat. Poziția mainstream, o să murim. Poziția mainstream e că ei preferă să moarte. Poziția mainstream, poziția mainstream. Dacă nu vine statul, ai două opțiuni. Vine statul și se face. Sau preferi moarte. Da, nebun. Da, poziția poziția economică nu este că preferi moartea. Nu. Păi cum să nu, dacă îți vine bomba nucleară? Nu este, pentru că nu ai o certitudine. Poziția economică însă este că moartea poate să decurgă din preferințele tale. În exemplu pe care îl dă Friedman. Așa. Da? În exemplu pe care îl dă Friedman cu barajul respectiv, extrapolând puțin inundațiile râului, cei care nu sunt pentru construirea barajului, da, care dintr-o dată mimează că ei vor să se apuce de ceva ce le folosește orez, de ceva ce face orez, de să crească orez, da, că le folosește să le mai inunde terenul, da, rezultă că ei preferă moartea, nu? Pentru că teoretic poate să vină o viitură pe râul ăla care să ia cu casă și cu toți și să-i ducă în mijlocul oceanului. Da? Rezultă că ei preferă moartea. Da. Și ce dacă? Da? Dacă ok, deci unii preferă moartea în clipa asta. Dar ei preferă moartea sau nu calculează corect consecințele posibile? S-ar putea să fie același lucru. Da, e posibil să nici nu calculează. Nu e același lucru. E posibil și ignoranța, da. Nu e același lucru. Unul este o preferință... Da, discutăm de preferința explicită asumată, da? Te poți înșela, da? Nu, corect. Te poți înșela, da. Corect. Da, poți să... Nu, dar ideea e că tu nu poți să-l aperi pe el de prostia lui. Da. Deci el poate să fie blastist și zice, încerc o șmecherie și poate iese sau nu iese. Da, da, și sau poți să fac un calcul prost. Bă, și ăla care... Și tu vrei să-l aperi pe el prost. Eu nu cred că e unul deștept. Poziția mainstream e că nu se face, știi? Asta e poziția mainstream. Eu nu cred că e adevărat asta. Ok. Păi cum știm ființa care umană? Care e argumentul economic? Asta natura e natura umană, asta e argumentul economic. Păi natura umană este least effort most benefit. Și dacă calculul este dacă calculul este mai lung de 3 variabile, natura umană nu mai vede dorința pe a treia. Dorința de a trăi. Păi, ți se pare suficient? Păi asta spun. Deci ăștia de la plața, aia de nu știu unde, vor să trăiască. Ți se pare o motivație suficientă? Mi se pare o motivație suficientă. Deci pentru protovanii din ASE, ăia vor să preferă să moară. Mie mi se pare o motivație suficientă, da? Dar majoritatea lumii nu crede că rușii ne-ar invada mâine dacă ne dispare statul și umbrela NATO. Ei au o motivație să trăiască sau nu calculează 3 variabile, se uită doar la 2? Dar stai puțin, care e subiectul de ceartă aici? Că o țară, stai puțin, da, bine. Dar două, una e că nu se produce fără stat, poziția lui Vali. Nu, și a doua că Rusia... Nu, n-am spus asta. Ești malițios, dar nu asta zice. Nu, dar eu altceva vreau să zic. Eu n-am spus asta, am spus că voi nu ați contracarat problema... bunului, problema economică din jurul unui bun public. De genul ăsta. Preferința lor, așa o rezerv. Perfect. Inclusiv poziția lui Friedman, asta e. Știi care e diferența între noi? Că noi zicem că o face din prima. Asta e soluția economică, umană, naturală, nu știu. El când începe să meargă prin local pe la sfârșit, când discută cele 3 soluții, altruismul, bacșișul și că mergi prin local, atunci se pare că ea cotizează, știi? La început nu cotizau. Păi de ce, frate, știi, nu e incoerență? Poate nu cotizează nici local. Bine, și el când s-a apucat să explice de bacșiș. Dar de ce nu zice din prima? De ce mă freacă cu bunul public? Când începe să spune de bacșiș și de cultural, ceea ce cotizează lumea, efectiv, e la 10%. E la 10% din varianta redusă a costurilor estimative. Da. No. Deci ideea e că ai o diferență mare de bani de la punctul la care se poate ajunge cultural, local, cotizează lumea așa, până la estimarea minimală a costurilor pentru acest bun. În local e 10% sau la bacșiș?
La bacșiș e 10%. Păi, de-aia nu e bun bacșiș. De-aia nu e o soluție. Și de-aia nici altruismul nu e o soluție. Soluția e aia că o spune și el în final, dar ți-am zis, deci eu nu te duce din prima. Bine, da, cine, cine o să dea bani? Cine are bani? Te duci la aia care au bani, care au proprietăți, nu, deci nu, au o motivație. Aia care au proprietăți. Nu vreau să insist cu micuțenia de pusă la preț. Dar gândiți-vă, din ce ai făcut bugetul în mare, bugetul țării astăzi? Păi, jumate e făcut în TVA. Intră pe Open Budget. Da, exact. Intră pe openbudget.ro. Am înțeles că sunt analizate. Deci sunt în mare amănunt, da. Procente. Puteți schimba și dinamicile. Pe județe. Și vezi, din ce ai făcut bugetul? Păi mai de mult era mai mult din TVA, acum e nu știu cât e, 50% din TVA. Cât la sută din PIB se duce la armată? Păi, NATO cerea 2%. Să zicem că se duce 2%. Asta cât înseamnă din 50% aia de TVA? Păi înseamnă 4%. Da? Ok. Deci deja e ținută toată armata asta și înțelegerea cu NATO și toate durerile de cap sunt ținute din 4%. Din taxe deja luate. Așa. Dacă ai plătit doar banii ăștia puși la preț, ajunge tot s-ar acoperi. Deci să zici că pui 4%. Nu mai pui 19% TVA, ci pui 4% de 19%. Da, dar problema e cine ne plătește. Cine plătește? Nu, că dacă tu colectezi în continuare, ai o problemă din punct de vedere libertarian, pentru că există în continuare taxe. N-ai rezolvat problema. Dacă tu crești prețurile cu 4% across the board, n-ai rezolvat problema din punct de vedere economic, pentru că ai făcut o gaură de 4% pe care poate să vină altcineva să te concureze. Nu concureze, foarte bun. Nici te va concura. Asta e ceea ce spun. Bun, și ok. Și, deci din nou n-ai rezolvat problema. Pentru că nu mai ai acei 4% care să acopere costurile respective. Stai, pe ce mă concurează anume? Pe preț. Tu vinzi cu 4% covrigi. Mai scump. Covrigi. Și vine unul și deschide fără taxa asta. Fără să mai dea bani la armată. N-am fost clar. Voiam să zic că dacă toată lumea e de acord cu chestia asta. Păi da, așa să fac corect lucrurile, nu? Nu, pentru că statuția banii. Asta cu toată lumea e de acord, am rezolvat-o de la început. Noi am trecut de punctul ăsta. Hai, râdem, dar ascultați-mă puțin. Păi dacă nu e toată lumea de acord, de ce vorbim de apărare națională? Pentru că genul ăsta de apărare... Șmecheria e că tu primești fără să plătești. Asta nu se poate exclude. Bun public, non-excludabil. Păi dacă nu-i făcut, adică eu dacă îl apăr pe Gabi de bombe atomice, te-am apărat și pe tine că stai pe în zonă. Dacă lumea nu plătește, se exclude singur că nu există. Pe asta zic și eu. Nu plătești, nu mănânci. E un bun public, dar lipsește. Asta se întâmplă cu bunurile publice oferite de stat astăzi, de ce lipsesc. Corpul lui de vină. Dar... Deci să știi că sunt multe firme care au costuri mai mari decât alte firme și rezistă în piață. Nu neapărat. Dar au alte valori. Da? Da, unele sunt eficiente în alte părți. Ok, eu am costuri mai mici cu... Au mai multe filiale, chestii. Da, tu vorbești acum, încerci să rezolvi problema competiției directe prin economie de scară. Da, nu, la nivel, eu vreau să zic că... La nivel extern e mai profitabilă. Nu, zic că nu există oameni... Lucru. Nu există firme care au, să zicem... Dacă am costuri mai mici cu managementul, nu plătesc gata, restul filmelor vor da faliment pentru că eu am costuri mai mici cu managementul. Și ei au costuri mai mari nu, cu managementul. Nu, eu spun dacă asta este deci, singura diferență. Molul care nu plătește, să zicem, nu are deloc. Armata doar profită de niște proști. Așa. Tu o să zici, va fi mai tare acest mol. De unde ești? Pentru că au costuri mai mici. Nu. Și de unde? Ceteris paribus au costuri mai mici. Hai să zicem că AFI Cotroceni. Așa zici tu, nu așa faci de obicei, zici dacă okay, respectăm. AFI Cotroceni, da? Ceteris paribus. Și tu ești în obor și ai Park Lane care are costurile cu apărarea scutului. Da? Așa, te duci la AFI sau te duci la ăla? Nu e mai aproape de tine, te duci acolo. Nu contează, dacă eu știu că în Park Lake...
scuze-mă, da, deci eu să presupunem că stau lângă Parkway. Așa. Da? Și știu că pot să mă duc în AFI și cu costul biletului de autobuz și cu tot, tot să ies mai ieftin. Mă duc în AFI. Nu ești mai ieftin. De unde știi că costul e mai ieftin? Ca timp nu ești. Preferința ta poate e de bani, dar de timp nu. Costul pe care Parkway, ce să zic, costul Parkway, costul cu apărarea, cu scutul. Deci în primul rând așa, este în prețul tot de Coca-Cola care îl iei în AFI, în așa. E mai puțin decât ai dat în pe primul rând autobuz că nu, până acolo. Că exemplul pe care îl dai acum nu este ce te risparte. Ca să nu mai zic că poți să-i faci și shaming. Rău nesimțit, n-a pus niciun franc. Dacă stați în viață, e pentru că vă apătioști. Da. Ăla e un nesimțit. Vreți să luați cola de la luați. De eu vă zic doar cum sunt oameni. Și adică și pentru că lumea... 5 bani în plus la cola pe care eu vă ofer aici, așa. Tu te duci cu autobuzul până nu știu unde, da. Da. Că e mai ieftin cu 5 bani. Da. Da. Tu oferi și dai 2 lei până acolo. Tu oferi un produs în primul rând, în primul rând. De ce te duci la Mega Valley? Exemplu în care costul respectiv. Eu am dat exemplu cu Tom Clancy. Deci Valley se duce la Mega, nu se duce la Ocean. Tu oricum nu dai exemplu pe Ceteris Paribus, da? În clipa în care tu îmi spui că tu dacă stai acolo și nu te duci, nu, stai între ele. Da? Stai între ele. Te costă la fel să te duci la Parkway, te costă la fel să te duci la AFI. Te duci la ăla care e mai ieftin. Da, așa este, da. Ok, that's the point. That's the whole point. Nu. Nu. Ba da. Gândește că tu aperi, să zicem, ba da. Stai. Stai. Ceteris Paribus, cum încercăm mereu, toate celelalte fiind aceleași, și doar ăsta este variabila. Ce o să alegi? Doar, alegi? Da, doar clienții care sunt la mijlocul distanței, da, așa fac. Se duc la cei mai ieftini. Aha. Da. Da. Și da. Acum, cât din distanța aia? Da. Da. Pentru că inițial clientul de la mijlocul distanței, da, dă cu banul la care se duce. Când se trezește ăla inițial, e cheful, da? Da. Inițial, da? Da. Acum, cât din distanța asta, tu, crescându-ți costurile la Parkway, da. Da, cât din distanță, cât ai mutat granița, da, de la care lumea e dispusă să se ducă la AFI? Câtva. Aia este, da, partea din piață pe care ai pierdut-o. Da. Ăla este un business pe care l-ai pierdut. Așa este, da. Profiturile tale se diminuează și mai mult. Da. Proporțional cu, da, cât ai pierdut. Prin, da, urmare, tu va trebui să cheltui și mai mult. Ăsta este... Da. Ăsta este... Nu. Dar mai trebuie să cheltuiești mai mult. Că ai mai puțin clienți? De apărat... Nu, că tu oricum îi aperi pe toți, aperi toată țara, nu contează, aperi tot Bucureștiul. Da. Deci ăsta este, da, felul în care funcționează. Ideea că nu dai faliment. Ăsta este, cum să nu dai faliment? O să dai faliment. Pentru că ai spus, tu să nu te pierzi și pe aia de lângă tine, ai zis că diminuezi. Ok, nu, da, iau, iau 70% și eu rămân cu 30% din piață. Și trăiesc foarte bine. Vali zice că nu ți ajungă ea 30%. Doar pe factorul ăsta. Fac calcul. Doar pe asta încerc să-ți explic și eu. Dacă asta te explic și eu până acum. Fac un calcul, dar nu mor de nu tot. Nu ai nicio garanție că calculul ăla îți dă în favoarea respectivă. Nici dacă piața, nu are garanție. Gabi, dacă piața astăzi este în situație de echilibru, tu, de ce nu crește lumea pe piață? De ce nu crește lumea pe piață așa discreționar prețurile cu 5 lei? Voi vorbi. Pentru că ele sunt într-o situație... Ăla este un calcul antreprenorial și dacă ține, merge. Și dacă nu ține, nu merge. Argumentul pentru care nu merge în general, pentru care nimeni nu crește prețul discreționar, este că dacă îl crește mai mult decât poate să se întindă, dă faliment. Dacă îmi permite. Exact. Și o să vă întrerup. Fac așa. Cât pot să mă întind? Eu vreau să ok, număr. Și îți dă că nu poți să te întinzi. Că ăsta e argumentul lui Friedman, că nu poți să te întinzi. Eu nu acum e greșit aici. Da. Dar dacă îți dă atât. Pentru că eu vreau să îmi pun o reclamă luminoasă care să lumineze de aici până la Constanța. Fac un calcul și eu văd cât mă costă. Așa. Da? Așa. Și fac calcul și zic până la Urziceni îmi dă. Pot să mă întind. Da, numai că aici nu funcționează așa. Ba da, așa funcționează. Nu funcționează așa pentru că discutăm. Și în armată la fel funcționează. Discutăm de faptul că tu vrei să plătești, tu ai un preț fix. Da. Da? Tu dai jos niște radare, mă rog, e relativ fix. În clipa de față ai niște costuri cu apărarea, da? Nu. Eu asta încerc să vă întrerup. Tu vrei să-mi spui, da, nu. Vrei să zici, tu, dacă vrei nu atingi 10 miliarde, dar facem rabat la calitate. Dar de ce costurile astea fixe? Nu sunt fixe.
Totdeauna se poate mai bine. Că te gândești la o bucată de armată care ține la o mărime de... Da. Tu te gândești la, fii atent, tu te gândești la o mărime de baraj. Da, ca așa să țină pieptul la niște așa ape. Nu vreau să schimb scenariul, așa, dar nu e complet evident că, că ție îți trebuie barajul ăla atât de mare. S-ar putea să nu se umfle niciodată apa, s-ar putea dacă se umflă, să o bagi pe niște canale, tralala, s-ar putea să nu îți trebuiască barajul. Ce vreau eu să zic este cu totul altceva. Argumentul de obicei libertarian este că ai agenții locale în care oamenii se pot muta, sunt apărați granular, pentru că asta e ținta, da? Sunt astea. Stai. Nu, altceva vreau să zic. Nu, ascultați-mă până la... Plus că și Vali riscă ceva. Cel care nu cotizează și el riscă. Ideea este că tu ai... Argumentul de obicei este că ai agenții mici care o să, când au nevoie de apărare mare, se coordonează. Ce vreau să zic este că bunul acesta public este ca un bloc. Dacă te hotărâm să stăm în bloc... Stăm în bloc, blocul este un bloc de aici, zice, da? E o chestie unitară. La fel, apărarea națională, dacă o hotărâm să ne apărăm național, da, atunci toți oamenii vor fi de acord să facă X. Dacă, da, aici n-am hotărât. Ok, deci, deci nu trebuie să dăm noi soluția, păi, asta da, încerc să spun. Alex, chestia asta a rezolvat-o și, a rezolvat-o și Friedman în problema bunului. Da, poate de acolo. A spus în... Nu, a spus, este prima rezolvare, este cea mai simplă. Dacă toată lumea este unanim de acord să se plătească destul ca să se facă bunul respectiv, da, s-a rezolvat problema. Da. Bun, dar dacă nu... Problema apare când nu sunt toți unanim de acord. Da, nu e treaba mea. Vali, fii atent pe și ăla cu costurile mici și așa un risc. Deci Gabi zice, ei, du-te mă, nu mai e. Atunci nici eu nu dau sau nu știu. Nu. Da, așa, da, exact. Da, da. Păi da, și vă asta, asta este riscul, exact. Bine, păi asta, și asta este ceea risc ce spun. De asta spun că costurile respective sunt fixe, că barajul trebuie să fie atât, pentru că în cazul în care barajul este prea scund, ai daună totală. Ok, extraordinar. Vreau să spun ceva. Nu. Discuțiile astea, imediat, scurt. Da. Discuțiile astea de obicei sunt foarte bine. Pe unde mai pisic? Bravo nou. Discuțiile astea de obicei sunt despre care este soluția perfectă. Și noi zicem, uite, oamenii sunt imperfecți, nu văd problemele. Ok, într-un prim moment nu văd problemele. Într-un al doilea și al treilea moment o să-și dea seama, mă, nu se face barajul și o să murim și tu și eu ca proști. La un moment dat oamenii își dau seama, asta este argumentul meu. Ai un răspuns. Soluția perfectă. Nu, sunt idioți toți. Soluția perfectă e libertariană, știi? Da. Gabi, scuze-mă, zic tu că te-am întrebat. Zic tu și pe încheierea. Da. Vreau să zic că... Nu știu care o fi, da, e. Cei care din populația libertariană de pe teritoriul României care își dau seama că au nevoie de apărare în fața rușilor, o să-și facă un calcul antreprenorial, ajung la o anumită sumă, cumpăr apărare de suma respectivă, cât mai eficient posibil, da? Nu ca statul actual care, sau ca statul american actual care are bombe atomice, ce nu și-au sensul împotriva rușilor altă. Deci tu e singur, o să dărâme de mii de ori tot grup vomitesc. Tu e singur pe lume în scenariul ăla lui în care știu, doar și tot nu cumperi 1000 de bombe atomice care să distrugă da, tot sistemul solar. Respingi, nu-i respingi. Deci îți faci un calcul antreprenorial, da? Da, dar n-ai de unde să iei. Problema, dacă aveai niște multinaționale, puteai să iei. Dar așa tu ai doar problema e în felul următor. Dacă calculul ăsta antreprenorial dă cu minus, ce facem? Închidem libertarianistul și nu, ne apucăm de altceva? Niciodată nu dă cu minus. Ai apărare de câți bani ai? Pentru că și acum România are numărul de tancuri, de avioane pe care și îi permite. Îți dă preferința oamenii. Nu îți dă cu minus. Da? Tu poți să spui, e suficient pentru apărarea împotriva rușilor? Numărul de tancuri și avioane acum? Nu poți să spui că e. Nu ai cum să știi, nu există. Nu e ca la baraj aici. Dacă aveam de 50 de ori mai multe, deci dacă aveam altceva decât NATO, să zicem apărare serioasă libertarian, deci nu mă uitam la televizor că auzeam sirenele cu rușii. Acum cu NATO sunt 3 tancuri, știi? Deci ne iau ca din oală, știi? Da. Mai cum să știi cât e suficient pentru ruși? Nu se știe nici că tot NATO este suficient pentru ruși. Mai cum să știi? E chiar așa. Să cum zic, mă romeții. Deci, să eu sperăm tot un că n-ai cum să afli. Deci, da. Deci vreau să zic că nu poți să spui tu mie când cumpăr atât aparat de câți bani am, vezi că îți dă cu minus. De unde știi? Nu ai cum să știi. Pentru că, ți-am mai spus odată, ești într-o situație în care
Dacă îți dă cu minus, ai daună totală. Aici nu funcționează sistemul, da, nu funcționează pe sistemul de trial and error. Pentru că, ba da. Ba nu! Ba da. You have one trial, nu. One error. Nu, el zice că punct. Da. El zice așa că și pericolul e așa de mare. La fel e. One trial, one error. Așa și acum. Da, el ți-a luat X bani, zice, asta este ce putem să facem astăzi. Da. Dar s-ar putea să dea la fel de kicks. Dar, da, dar în clipa de față, da. Da, în clipa de față ești parte din niște structuri. Și tot așa este. Care sunt opuse. Mâine trebuie să-mi rezolv problema asta fără aportul acestor structuri. E posibil one trial, one error. Ucraina face parte din NATO și uite că nu o rezolvă. Ucraina nu face parte din NATO. De fapt nu face. Și uite că nu o rezolvă. A zis-o, da. Păi nu. Deci nu apără. Nu că pretenția. Îți dai seama că erau niște armate libertariene, în primul rând că nu intrau rușii. Nu. Pretenția este că inclusiv că nu dacă fac față. Dacă te uiți la Ucraina, Ucraina are inclusiv tratat cu America să-i apere integritatea teritorială. Din 92 sau 93, Ucraina. Pentru că în 92 sau 93 a zis, ok, dezamorsăm toate alea focoasele nucleare și rușii și americanii au semnat, au zis, da, domne, integritatea teritorială este, vă garantăm. Și nu are tratat cu America doar, ci are tratat cu America și Rusia, care vezi că nu mai e în vigoare. Teoretic, nici America nu ar trebui să se oblige pe chestia asta. Iar ei America nu au dezamorsat nimic, ci doar au trimis înapoi. Ideea că nu au niciun focos nuclear. Doar au dat focoasele nucleare care erau pe teritoriul lor înapoi Rusiei. Da, da. Pentru da, că Rusia a reprezentat continuatorul armatei sovietice și așa mai departe. Ideea este că America a semnat. A semnat și ne-a America, liberat. America și zero protecție. A luat Crimea în 2014 și n-am văzut nimic. Exact. De la American. Deci exact. Păi da, dar ai văzut acum. Tu cu minus de-a dat. Păi da, argumentul tău era ca America. Stai puțin, Gabi. Ai văzut astăzi. Dacă NATO nu se băga în povestea cu Ucraina, da, se rezolva în 3 săptămâni. Da. Oricât de incompetenți ar fi rușii, nu greșesc cu estimare atât de mult. Așa. Da. Așa. Mă rog, trecem peste. Zic. Deci oricând poți să ai... Au vărsat în Ucraina toată tehnica militară din Europa de Est. De ce nu vin mai repede? Poate banii de la americani, nu știu, sunt europeni, vin peste... Păi nu, că a bătut vântul. Și acum le trimit ucrainienilor tehnica militară din Europa de Vest. Deci compare și cu asta la libertariană. Se întreba Putin, ce sunt ăia? Sunt vikingi? Nu, mai rău. Libertarie. Că las, că nu, hai, că nu mai atacăm, okay. Că războiul e rău. Eu cred că mi-am atins argumentele, mă opresc aici. Surpriză. Ca să înțelegeți ușor ce urmează, discuția ne-a animat atât de tare și ne-a lăsat concluzia la care am ajuns și de fapt n-am ajuns, ne-a lăsat atât de dezamăgiți, încât săptămâna care a urmat, când pregăteam un alt episod, am avut, de fapt, prilejul să încingem din nou discuția pe acest subiect, iar materialul care urmează îl puteți considera drept bonus. De asteroid, lumea zice... De 2 lei, de 2 lei. Nu, dar ascultați-mă și puțin că poate zic și eu ceva. De asteroid, oamenilor, nu le e frică. De aia n-ai, nu ți să vând ulei de șarpe împotriva asteroidului. Da. Că n-ai, oricum n-ai avea cum să te aperi. Și fac o paranteză. Cui chiar îi e frică de asteroid în oraș, să mută la țară. Zice, șansele să cadă în Tellerman sunt minime. Unde sunt șansele minime să cadă asteroidul? În Tellerman. Glumă, ha-ha. Și după aia, stai... Oamenii nu sunt proști. Dacă le e frică de ruși, o să-și cumpere aia. Dar de asteroid, zice, unul că nu avem rachete, nu avem tehnologie, câți bani să dăm? Toți banii, că, dar nu vine. Ai tehnologie. De asteroid n-ai? Azi n-ai. Cu cât ai mai mare, azi n-ai tehnologie de asteroid. N-ai, nu avem tehnologie care să te aibă. Nu-ți fac nimic. Nu. Aia e SF. Au încerc să discută, dar n-ai toată tehnologia să o arunci chiar așa precis și după aceea să desfacem bucăți și îți vine mai nasol. Poți să calculezi unde pică? Poți, nu? Da. Cred că da. Poți să calculezi unde pică, dar la fel cum calculezi, cum am zis acum, nu știu, câteva emisiuni, unde a picat satelitul Chinei, arată așa.
Înțelegi? Pusă peste glob. Adică o jumătate întreagă. Adică poate să se poate să-ți pice în toată America. În același timp. Ăla e calculul. Na, ăla nu e niciun calcul. Bine, și ăla poate fi. Tot, oricum, ideea e că poți să calculezi, poți să vezi unde pică când e prea târziu să mai faci ceva. Eu când ai intrat în atmosferă, de exemplu. Eu ce cred că vreau să rea Gabi să zică este că poți să te aperi, de exemplu, poți să-ți fie frică de un virus letal. Și cineva să zică, băgați bani în, pentru că așa ar fi asemănarea, băgați bani, stai că termin, băgați bani în cercetare contra virusului, nu știu ce, și sunt unii care zic, nu mă interesează cercetarea și nici nu o să mă vaccinez. Păi și cum, o să moară? Da. Și Gabi zice, da, o să moară. Și ce dacă și-au asumat? Și Vali zice, pe cum să-i lăsăm să moară? Da, lasă-i să moară, da, e bizant. Scuzați. Da, corect. Franceza. Exact. Da, e și pasă foarte similar. Da, dar zic că la virus, la apărare, totuși e multă lume, e mult mai sensibilă. Da, sensibilă, exact. E sensibilă. Față de vaccinare. La vaccinare, jumătate din populație poate nu. Există în Europa companii care vând apărare împotriva asteroizilor. În Cehia sunt unii care vând buncăre. Ah, da, corect. Și au bifat și chestia cu asteroidul. Pofte. Rezistă și la... Păi da, da. Până se... Tu muți, în clipa asta, tu doar muți problemă. Nu, eu un tip de apărare. Da, e un tip tu de apărare. Ai cerut apărare pentru asteroizi. Păi, stai. Dacă îi zice apărare, eu presupun că discutăm și despre stilul de viață, proprietate, etc. Dacă ca să mă apăr, trebuie să mă este. Duc sub pământ 30 de ani, da. Ok, s-ar putea să fac o altă analiză de cost-risk și să zic, păi nu mi-ai vândut apărare, de fapt. Mulți cumpără, unii cumpără, pentru ei asta este ok. Alternativa e să mori. Asta se poate. Când pică asteroidul și 30 de ani ai... Asta e motivul pentru care pierdem. Că nu suntem uniți? Pierdem împotriva etatistilor. I was being cheeky. Că majoritatea at large definește altceva ca fiind apărarea. Mă, dar într-adevăr, problema cu apărarea e dureroasă din cauza că e neclară ca, nu știu, bunătatea. E un cuvânt ăsta neclar așa, pentru că ai, ce ai zis tu, ai deterrence, ai respingere, ai învingere alu ăla, pentru că tu poți să-l respingi ăla să te tot atace și tu vrei să-i dai una, taci, că potolește-te. Deci în apărare ce anume? Amenințarea nu e fuga, de... Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Poți să fugi cu în mare siguranță, dar e o formă de apărare. Da, e o formă de apărare. Să rămână. Pe asta vreau să zic, când aia se tot îngăduiau, știi, care să plătească. Să îngăduiau, da. Dacă îți crește prețul foarte mult, poți să fugi, știi, poți să pleci. Dacă tu trebuie să pui la bătaie toată averea ta, că ea nu plătești nimic, păi poate prefer să pleci. Da, cred că am zis-o noi și data trecută, mă rog, când am înregistrat. Și le crește prețul. Că s-ar putea să nu te înțelegi, tu să fii unul care are dreptate, dar nu, ăia alți 99 sunt niște tâmpiți. Ce faci? Pleci, dreci, stai, nu stai, e mai rău și pentru ei, înțelegi? Că dacă au plecat 2 și erau 5, a crescut prețul. Da. Ei oricum nu plăteau, că de asta ai plecat tu. Păi și atunci mor, ca proștii. Mor. Aplice strategia în continuare. That's the point. Păi și ce dacă mor? That's the point. They're making, that's the point he's making. Și eu am spus, nu, moartea nu e acceptabilă în scenariul ăsta. Creative distraction. Nu înțeleg ce înseamnă asta. Ia, când mai bine că s-a stricat, că facem un pod mai bun părul în jos. O să fie o societate mai deșteaptă, ei deci o să învețe. Tu înțelegi că atunci când tu vinzi, că tu zici că nu e acceptabil pentru tine sau pentru oameni, noi pentru public. Pentru toată lumea. Noi ce încercăm să vindem? Încercăm să vindem o societate anarhocapitalistă, da? Dacă societatea asta anarhocapitalistă, da, nu poate să reziste pentru că bate vântul și trebuie să fugi, da? Nu o vinzi nimănui. Noi n-am zis că să nu plătești. Noi am zis dacă nu plătești, mori. Dacă asta nu e un mesaj cinic sau... Da, mesajul a fost așa cum îți iei mâncare, ca să fii în viață, la fel trebuie să plătești apărare. N-am zis că îmi pare bine că mor aia că n-au plătit. Ok. E foarte rău că n-au plătit și au fost niște boi. Normal trebuie să plătești și o să ai apărare. Bun, și cum rezolvăm problema asta
cu restul problemelor economice. Eu înțeleg chestia asta. Tu propunerea pe care vii, cu care ați venit amândoi, este publicitate. Nu. Ba da, este publicitate. Trebuie să-i convingi pe oameni să plătească. Asta răspuns, e problema. Nu trebuie să plătească toată lumea. Trebuie să ai 5 oameni care plătesc. Trebuie să ai mai mult de 5 oameni. Stai. Nu, dacă ai 5 oameni, sunt Carrefour și Walmart, e posibil să ai și un singur om. Stai un pic. Iar apărarea, Carrefour, tu dacă vinzi apărare, din nou, nu ceri 5 miliarde. Din nou, Carrefour și Walmart, în clipa în care dai problema așa mai departe, creezi o greșeală în spațiul economic. Carrefour și Walmart nu vând apărare. Carrefour și Walmart vor să facă bani și vând servicii clienților pe care clienții le vor. Exact. Da? Dar Carrefour și Walmart vând servicii pe care clienții le vor. Plus apărare, da. Plus apărare. Nu cumpără apărare, n-am zis că vând. Pot să și-și producă intern, știi? Există diviziunea muncii. Pă ce costuri? Ce chiar? Uite la AFI. Bă, nu are bani Walmart, da? Nu are bani. Păi și face un calcul, frate, cât mă costă chestia asta? Apropo și Gudigu, dacă tu ai o coșmelie de 2000 de euro și aia costă 1 miliard, nu o să plătești. Înțelegi? Dacă tu ai 1 miliard și costă 2000 de euro, nu o să plătești. Nu o să plătești, te muți mai sus. Nu vine să-i vină inundația, nu știu ce. Uite-te la AFI, Vabil. Să-mi ziceți că... Și-a făcut dintre mai stâncile pe acolo... Stai jos, dacă tot te-ai uitat. Și-a făcut stânci pe acolo, o cascadă. Trara, AFI. Da. E un cost pe care plața nu l-are. Așa. Da? E un cost pe care ei și l-au asumat. Așa. Nu produce, nu vinde alea. Au clienți, vine lumea. Trăiți? Vine lumea. Așa. Așa internalizează externalitățile. Deci, au și crezi că dacă un AFI plătește la rând banii respectivi de la apărare... Așa. Zici, gata, eu pișat în vânt banii respectivi la apărare. Atâta, nu-ți cumpără nicio trei încărcătoare. Da? Vali, de ce nu-și cere o șansă să plătești gardianul când intre acolo? Dar nu de asta e argument. Eu am un argument mai tare. De ce nu-și cere? Fiță. Ei sunt mulțumiți că tu pentru cumperi. Pentru că costă puțin. Păi și așa costă puțin. Apărarea costă puțin. Apărarea costă puțin. Trebuie să ne întoarcem iară la toată discuția pe care am avut. Pentru Walmart costă puțin. 2% din PIB. Da, nu asta. Pentru că Carrefour costă puțin. Argumentul e felul următor. Tu zici, Vali, tu zici, cum promite ANCAP că rezolvă cu apărare? Și eu zic, cum promite ANCAP, răspuns obraznic, da? Cum promite ANCAP că rezolvă apărarea în fața morții de foame, foametei? Păi lasă piața, vin să fac lanțuri nebunești de logistică și de supermarketuri, nu știu ce, și găsești mâncare chiar și foarte ieftină. Uh-huh. Și ce au făcut? Deci răspunsul obraznic care este? Cum rezolva în cap? Păi piață. Nu, răspunsul tău presupune existența unui singur sistem de forțe. Da? Eu te întreb cum rezolvă ANCAP problema atunci când există cineva în afara sferei ANCAP chitit să distrugă piața. Vali, e ca la croissant. Ah, ok. Nu, stai. Vali, fără mâncare în 2 săptămâni mori. Da. Rușii nu ne atacă în 2 săptămâni. Înțelegi? E mai gravă mâncare. E, da. Da, da, presupunem bani. Că mâncarea am dovedit cum o rezolvăm. Și ce zicea Rothbard la educație? Că era, cum creștem accesul? Și el zicea, știu o chestie, se numește dolar. Da, stai puțin. Asta îți crește accesul? Stai puțin, cum te aperi la din nivel? Nou, toate exemplele astea sunt din interiorul pieței. Cum te aperi spun, la nivel factori, ia în calcul și forța externă. Vali, forța externă e un hoț care mă pândește când plec de acasă, da, să-mi spargă casa. Da. Cum mă apăr, da, cum mă apăr eu de forța externă, da, care îmi vrea rău? Da. Conștientă? Da. Cumva, mă apăr cumva. Așa. Da? Oamenii plătesc apărare din aia, ba chiar vorbim în astăzi despre ele, cu cost sau nu era astăzi, nu contează, le-am încurcat. Apărarea la nivel mare, durerea care e? Că e un bun? Te întreb, că e un bun public pe care oamenii și-l doresc, dar nu sunt în stare să coordoneze, să plătească toți? N-ar da bani. Sau, asta e? N-ar da bani. Principiul unui bun public este că oamenii... Bine, nu dau bani pentru el, da? Greșit numit bun public. Sau nu se coordonează într-atât încât să-l plătească. Asta e principiul. Principiul unui bun public este că atunci când există cerere pentru el, există costuri și există de asemenea și costuri împotriva. Oamenii vor autostrăzi, da. Cât îi duce capul astăzi să facă autostrăzi?
Păi, da, statul să taxeze, să ia TVA-uri, să pisici și să facă o petardă de autostrăzi. Așa. Dar oamenii sunt conștienți că vor să se adune banii și să se facă autostrăzile. Și da, încearcă să-i taxeze mai mult pe ăla decât pe propriul buzunar. La autostrăzi excluzi. Și același lucru s-ar putea să facă la autostrăzi excluzi. De ce? Că n-are vinietă sau ce? Că poți exclude și la intrarea în comunitate. Când vine ăla la tine, poți să-i zice, dacă nu dai bani pentru apărare, proprietarul drumului, uite, dacă vrei să mergi strict pe... Dar ideea e că oamenii dau bani pentru chestii. Tu de ce ai citit Jules Verne? Știi că era posibil să fii într-un tren și unul să asculte ce spui tu din Jules Verne? Să nu poți capta, internaliza beneficiile? De ce la pe gratis? Tu te-ai chinuit să citești Jules Verne și spuneai într-un tren și... Aha, ce? De ce ai mai citit atunci? Pentru că îți plăcea Jules Verne. Da, da. Așa ești cu armata. Chiar dacă nu poți exclude tot, înțelegi? Că așa e bunul, e non-excludabil. Asta nu înseamnă că tu nu-ți faci și tu calculul. Mă, eu sunt Carrefour. Câți bani am? Păi cât pierd dacă vin tu și pierd tot? Acolo. Nu-l pune acolo. Ah, scuze. Hai cum o stai. Și, deci, și care e soluția? Nu, este că trebuie să identificăm unde, pe definiție, unde... Deci Vali zice așa. Voi nu luați în calcul, atacatorul extern. Voi lucrați numai în interiorul societății. Da, în interiorul societății funcționează economia, funcționează forțele. Voi spuneți, băi nu, că ăsta e un bun care... Ok, nu luați în calcul faptul că bunul public descurajează, își descurajează propria cerere prin natura ei. Nu luați în calcul. Ziceți, nu, că se face, se face. Nu trebuie neapărat să se facă. Atâta vreme cât e un prag sub care asta nu se face, nu trebuie neapărat să se facă. Și aici, în clipa în care tu vii... Fine. Tu zici că este un prag. Este un prag. Și eu zic că nu este. Deci, ca tu ți-aduci aminte că zicea Peterson. Sunt de acord cu tine tot ce spui acum, în afară de chestia cu prag. Este un prag. Asta este deci în cadrul... Aici să lucrăm să vedem nu, unde... Este un prag. Este un prag. Da? Este un prag. Dacă pe lume, sunt 5 diamante în toată lumea, da? Și tu vrei să se facă o coroană cu 6 și sunt numai 5 diamante în toată lumea, nu o să se facă o coroană cu 6 diamante, oricât te scremi la ea. Da. Da? Deci este un prag fizic, tehnologic. Nu știi că nu poți să-l găsești. Nu. Ideea este că e adevărat că armata este o coroană care se poate face cu 1, cu 2, cu 3, cu 4, cu 5, cu 6, cu 7 diamante. Nu, Vali zice că e nemusă să ai 5. Asta zic, trebuie să-mi demonstreze că armata este o coroană cu 6 și nu cu 5. El nu trebuie să demonstreze, el trebuie să... Asta e diferența între... El vrea să arate ca în cap, nu... Nu ia în calcul chestia asta. Eu nu trebuie să-ți demonstrez că armata există. Asta ți-o demonstrează spațiu, sfera geopolitică în care trăim. Sfera asta geopolitică în care trăim, el demonstrează că armata poate să fie o coroană și cu două diamante. Auzi, tu ți-ai deci aminte când zicea nu Peterson... Asta e, deci e o problemă de înțelegere. Când zicea Peterson că Cain a stat cu animalul, s-a lăsat călcat, nu știu ce... Și după aia dădea exemple din lumea reală, că Peterson e nebun. Și zicea, știți că la Detroit trebuia să... Nu la Detroit, la... Unde e inundat pe aia de vorbesc franceză? New Orleans. Zice, știți la New Orleans când trebuia să bage banii în baraje diguri. Și n-au făcut diguri? E, și uite că ușor știi, a zis, n-avem nevoie. Aia fi inundație? Nu băgăm banii. E inundație? Nu băgăm banii. Bang, e inundat. Și ce s-a întâmplat? E inundat. Și tu zici, păi e inacceptabil. Și aici vreau eu să te întreb. Tu zici, e inacceptabil cultural, ca poveste? Că dacă ANCAP zice, păi o să muriți, crezi că lumea o să zică, nu ne place sistemul ăsta? E o diferență mare. De ce nu sunt exemplele la fel? Da? Inundația nu are voință. Înțeleg. Nu funcționează. N-a stat cineva să vadă, băi, ne adunăm, ca și cu poții, știi? Nu, că împotriva lucrurilor naturale ai o limită. Aici funcționează alt principiu. Ok, tu zici ca și cu hoții. Păi da, eu sunt de acord că nicio societate, da, nu poate să-ți garanteze 100% la fel cum discuți. Să-ți garanteze 100% problema, că se rezolvă problema furtului, că se rezolvă problema crimei, că se rezolvă problemele astea. Da, știu. Bun, dar ANCAP ce zice? Deci ce zice statul astăzi împotriva furtului? Cu tare. Ce zice ANCAP împotriva furtului? Privat ăsta, mic. Ești mulțumit cu răspunsul privat? Mic?
Da, dar e iarăși este în interiorul acelui sistem. Păi nu, că dacă... hoțul nu respectă sistemul ANCAP. Sistemul ANCAP... Chiar în afara sistemului, s-a pus în afara partidului. Da, deci nu, oamenii ANCAP sunt oameni care se respectă, tralala, nu știu ce. Păi da. Hoțul e în afara sistemului ANCAP, zice. Da, da. Și parleală. Și rusul la fel, zice, ia să băgăm noi mâna. Da. Păi așa. Și aia aceeași fel de apărare, mă, la alt nivel. Și tu zici, păi nu, că la nivel mare, la nivel mic... Firma poate să facă față, dar la nivel mare nu o să facă față? Deci înțeleg că ai o problemă cu unul care te pândește da, activ. Da, pentru că pentru că hoții în sine, între ei, da? Dacă e să se adune, să acționeze, să ca o rețea, să facă ceva organizat, da? Funcționează asupra lor constraintul economic. Da? Local, ei trebuie să facă... Local. Nu, că asta zici tu că e asupra țară... lor. Nu, asupra lor ca organizație. Păi da? Și asupra lor de afară nu are constraint economic? Nu. Why? Ideologic. Nu și economic. Ce constraint economic? Un exemplu, ce constraint economic are Allahu Akbar care își face boom cu bomba singur? S-au făcut sondaje, doar 5% sunt teroriști. Da, nu e de ajuns. Da, Dumnezeu nu pot să ofer apărare de asta, știi, domne. Nu pot. Deci la ăștia cum te aperi? Cum te aperi de nebuni? Când i-a convins Hitler, pă, problema e perfecțiune. Problema așa. Nu vreau perfecțiune. Ba da, asta cu unul e suficient, înseamnă perfecțiune. Asta și cum unul, zicea aia la vaccinare, dacă un singur om a murit. Costel, asta cu unul e suficient. Când am spus-o, o spun în felul următor. Într-o lume în care toată lumea, o lume pe care ne-o dorim teoretic, în care toată lumea poate spune mâna pe o bombă atomică, unul e suficient. Nici atunci. Ce n-ai scutur antirachetă? Păi nu, că ăsta nu ți-o duce cu scutul. Ți-o duce în buzunar și se detonează singur. Aduce agenții de protecție mai bune, care scanează, care nu știu ce e, care... Ce au oameni, sau oameni un pic mai vigilenți. Mă rog, variante, da. Cum, gândește-te cum, întotdeauna, cum rezolva cu, nu știu, americanii problema. Cum rezolvă problema? Problema acum o rezolvă ținând un control foarte strict asupra cine poate să aibă arme sau dispozitive capabile de a genera o explozie atomică. Păi și asta faci și tu. Păi nu, că am asta spus asta în principiu că toată lumea poate să le aibă. Am zis nu, în principiu, nu, sunt la liber. Vii cu banii și o cumperi. Asta e principiul, da. E principiul libertarian. Dar n-ai voie să ții oriunde. Îl cumperi. N-ai voie să ții oriunde. N-ai voie să o ții în scara blocului. Da, oricine poate cumpăra. Vine ISU. Da, du-te și pe clip. Aia nu mai poți să mai aplici soluția americană în care controlăm cine o primește. Da, dar e suficient că nu-l lași. Deci dacă... Du-te cu ea pe câmp. Deci în urmă la asemenea discuții, ajungi să-ți dai seama că dacă oamenii încă n-au soluții la ceva și le e frică, s-ar putea ca instituțiile de pe piață să arate semănător cu astăzi, dar minus taxare. Uite, pentru că chiar le e frică. Uite altă chestie unde okay. Anarhocapitalismul adică, de exemplu, s-ar putea e... să trebuiască să ai voie, să cer voie, da. Să aprobări. Să... Un conservator niciodată nu se va gândi că NATO poate să o arate. Un anarhocapitalist își pune problema. Bă, da, dacă NATO e arat. Da, asta zice în deci un conservator, dacă o ia razna unul, ai mai mulți centri și își poate... Nu lua toți razna, știi? E mai mică probabilitate. Dar dacă NATO e arat... Da, asta e ce spuneam și de-a trecută. Noi trăim într-o lume în care avem discuții de genul ăsta pentru că NATO e ăla cu bățul cel mai mare. Pentru că NATO vine dintr-un mediu care a încurajat libertatea de individuală și chestii. Că dacă trăiam într-o lume în care rușii aveau bățul cel mai mare, nu mai aveam discuțiile astea. Deci tu zici așa, între oameni... Nici discuțiile nu le mai aveam. La nivel eram local, la săpat. La nivel local, oamenii au bețe mici. Deasupra lor e orașul, județul, statul, care au bețe din ce în ce mai mari. La nivel mai mare, NATO cu bățul mare care se bate cu bățul ăla mare. Bam, bam, bam. Da? Nu, da, de ce n-au unul și bățul?
Uite, de ce nu au reușit? Uite, inconsistență care apare și la Vale și la Friedman. Ce zic ei? La nivel național nu se poate. Apare efectul ăla de plătești, eu cred că plătești tu, tu că plătesc eu. La nivel local se poate, zice Friedman. Mm. Vale zice la nivel de multinaționale, internațional iar se poate. Eu zic că o poziție consistentă ar trebui să spui nu se poate nici în local, nici în național, internațional. Nu. Efectul ăla de blatiș. Nu e în calcul faptul că, uite, că economia în sine funcționează într-o direcție până la un punct, după care funcționează în cealaltă direcție. Crești prețul, iei bani în plus, dacă ești sub prețul pieții, da? Dacă dintr-o dată depășești prețul pieții și crești prețul în continuare, o să iei bani în minus. Așa funcționează economia. Economia de scală. Consolidezi ca să dai costuri, să nu știu ce, faci economii de scală. Crești, faci economii. Da? Crești peste un punct, te ateacă diseconomiile de scală. Nu mai faci economii dacă crești mai mult de la un punct încolo. Ca ai birocrații, ineficiențe. Curba Laffer, același lucru. Ok. Așa funcționează aproape toate lucrurile în economie, pentru că există forțe care merg într-o direcție și forțe care merg în cealaltă direcție. Dar gândește-te că asta e o chestie. Gândește că și rusul, de care o regularitate empirică, nu e o chestie. Stăm să ne fie ăla mare. Nu e normal ca, nu știu, Coca-Cola poate să ducă de 10 ori mai mult, deci n-ai un Costel, stai puțin. Coca-Cola e doar o generalizare empirică. Coca-Cola poate să ducă și poate să ducă de 10 ori mai mult, poate să ducă de 100 ori mai mult, dar există non-empiric. Există o limită peste care Coca-Cola nu poate să ducă. Suntem de acord cu asta? Ba da, dacă nu înțelegi asta, asta e principiul economiei. Păi, dar el nu e de acord. Păi, nu sunt de acord cu principiul ăsta, știi? Pardon, scuze-mă. Păi, dar nu e o chestie cu care să fii de acord sau nu. Așa funcționează, e lege. Iese din legea cererii și oferte. Nu. Deci tu zici că Coca-Cola poate să câștige și toată piața. Tu zici că Nu e nimic în natura Coca-Cola poate să câștige toată piața doar pentru că piața nu e destul de mare astfel încât Coca-Cola să nu o câștige. Principiul monopolului. Stai. Tu zici că Coca-Cola la un moment dat crește atât de mult încât să-mi puște singur în picior. Exact. Ăsta e motivul pentru care apar diseconomiile de scară. Asta e o regularitate empirică, nu e o... Nu e o regularitate empirică. Nu e o lege, tip legea cererii și oferte. Cine a văzut chestia asta altfel decât Spirit? Friedman a spus-o. E o chestie, domnule, Bucureștiu crește până nu mai crește. Da, așa e. Dacă ne uităm, da, crește și a mai scăzut. Altele cresc în continuu, știi? Deci și Friedman zice de chestia asta într-un capitol anterior. Da, mă, acolo. Adică sunt intuiții care pot fi plauzibile și da, domnule, cam așa se întâmplă. Și cât să întinde și Coca-Cola, poate lumea nu s-a săturat de Coca-Cola. Dar nu e lege științifică, ca legea cererii și ofertei. Ba. Deci... Stai puțin. Hai că mai discutăm. Stai. Hai că nu mai timp. Păi da, stai. E 4 jumătate. Dar aplică argumentul ăsta și la ăia răi. Păi da, și asta o să aibă. Dar și o să aibă diseconomii de scală. Și au costuri, apropo de discuția de acum 2 minute. Domnule, rușii n-au costuri. Cum să nu aibă costuri? Cum să nu aibă costuri? Ne atacă rușii, hai să zicem, îi atacă pe români, pe bulgari și pe greci. Dar poate nu au costuri să atace așa ca nebune, știi, să... Că există diseconomii, nu? Și nemții și-au luat pe covoajă, da. Cum zice ăla în desculț, nu să puteți să ne împușcați. Pe toți. Hai să începem, hai că dacă e mai inserați un... Da. Fără legătură. Dar oricum în... Nu, dar nu trebuie să ne culcăm supărați. El zice, dacă ne iau alfabetic, tu ești cel mai scos la faza asta. Pe mine s-ar putea să mă deranjeze, că mă iau primul. Aha, Costele la S și eu zi imediat la C. Și cu A. Ok. Mă, ce să zic. Dacă va... Am analizat și mai bine decât prima. Dacă ați reușit să stați până aici și v-a impresionat ceva sau aveți vreo părere asupra problemei ăsteia care până și Friedman îi spune o problemă grea și după cum vedeți a fost o problemă grea, puteți jos în comentarii să ne scrieți o părere, două, poate cine știe, poate e ceva ce nu ne-a... Ce ne-a scăpat nouă din vedere? Poate n-am formulat un argument corect. Uh-huh. Poate n-am interpretat corect cartea și titlul dumneavoastră și vedeți că e mai bine cu cum spune el sau sunt prea corect, știi cum avea Nichita Stănescu aia cubul imperfect, știi?
Era prea perfect. Poate și argumentele au fost prea... Așa că vă mulțumim pentru răbdare și atenție. Pentru ăsta este Orahie, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, ne-am fost în Dodi, vorbim libertate, că mi-e bună de toate. Okay.